Actualul guvern nu exclude varianta ca vaccinarea să devină obligatorie pentru unii angajați din domeniile esențiale. Mai exact, este vorba despre medici, profesori și cadre militare. Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că vaccinarea anti-COVID-19 va trebui să devină obligatorie pentru anumite categorii din domenii esențiale, în condițiile în care pandemia evoluează și numărul de infectări crește, dând ca exemplu personalul medical. În caz contrar, ei ar trebui să se testeze obligatoriu o dată pe săptămână. Crezi că ar trebui profesorii și medicii obligați să se vaccineze? Nu prea, cred că pentru că nu avem curaj în acest vaccin. S-au auzit de atâtea mortalități după ce a făcut vaccinul. Iar acum au făcut amândouă dozele și lumea internată gravă la spital. Nu trebuie să fie obligați, că nu e lege pentru ce să-i vaccineze. Părerea mea e fiecare pe corpul lui, sunt medici, sunt profesori care probabil sunt bolnavi de alte boli, alte chestii și care nu pot să vaccineze. De ce să-l obligi pe om, adică se vaccinează și moare, nu? De asemenea, obligativitatea vaccinării îi privește și pe profesori, dar și pe cadrele militare. Da, ar trebui obligat, pentru că au contact cu lumea și medicii și cu multă lume. Și ar trebui să-i oblige dacă nu să stea acasă. Deci, după mine, nimeni nu trebuie obligat. Fiecare om are dreptul și consimțământul lui încât să se vaccineze sau să nu se vaccineze. Fiecare om este răspunzător pentru viața lui și chiar și pentru viața altuia. Vaccinare obligatorie sau testare obligatorie o dată pe săptămână. Una din acestea două trebuie să fie. Adică ești vaccinat sau dacă nu ești vaccinat, ești testat o dată pe săptămână. Acest lucru este minim. Acum poți să te vaccinezi oriunde vrei. Dacă ai ales să nu te vaccinezi, te testezi obligatoriu o dată pe săptămână, a spus Raed Arafat, întrebat despre situația medicilor, profesorilor și cadrelor militare.